Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Tendințele astrologice din a doua săptămână a lunii august se vor schimba destul de repede, fără a rămâne mult timp pe aceleași energii. Săptămâna va începe luni cu o cuadratură tensionată a Soarelui și a lui Jupiter. În afaceri, acest aspect va aduce întârzieri în implementarea planurilor. Este necesar să evitați orice extravaganță, să vă străduiți să economisiți bani și resurse. Este indicat să limitați orice activitate publică, să amânați întâlniri importante și să încheiați noi contracte. Acest lucru este valabil mai ales pentru comunicațiile și relațiile comune cu afaceri străine, în străinătate. Din punct de vedere medical, merită să acordați atenție ficatului și sistemului cardiovascular. În dietă, ar trebui să limitați cantitatea de alimente grase și dulci, să eliminați complet băuturile alcoolice. Conjuncția lui Venus cu Lilith, luna neagră, din 8 august va întări tendințele mișcării retrograde a lui Venus, care va continua până pe 4 septembrie. Aici va avea loc o schimbare a echilibrului în relațiile personale în sfera financiară și în creativitate, acele relații care nu ne servesc mult timp dezvoltării, nu ne inspiră, se vor încheia rapid, dar cele noi care au început ar trebui considerate dintr-o cu totul altă poziție, altfel vor exista riscuri de a cădea în capcanele unor roluri și scenarii deja pierdute. Următoarea cuadratura lui Venus cu Uranus miercuri va crește impulsivitatea și emoționalitatea acțiunilor noastre o dorință puternică de plăcere, cheltuielile iraționale pot complica semnificativ viața mai târziu, iar o anumită tendință la acte imorale va fi inerentă în balanță, pești și taur. În această perioadă, tulburările hormonale nu sunt neobișnuite, în special ale glandei tiroide, care pot afecta negativ sfera sexuală. Neliniște emoțională și supraexcitarea pot perturba armonia relațiilor de familie, provocând conflicte, certuri, confruntări și revendicări reciproce. Crește probabilitatea furtului proprietății, pierderii lucrurilor, inclusiv a valorilor. Trigonul Mercur și Jupiter din 10 august va îmbunătăți situația atât în domeniul afacerilor și finanțelor, cât și în relațiile personale. O zi foarte bună pentru activități intelectuale și editoriale, contacte cu parteneri și organizații străine. Avansarea în carieră este posibilă pentru gemeni, săgetători și rac. Activitățile de caritate vor aduce un dividend emoțional foarte bun berbecului, peștilor și fecioarelor în viitorul apropiat. Trigonul Soarelui și Chiron pe 12 august va trezi în leu. Berbec și balanță un simț al umorului aparte și capacitatea de a distra pe alții. Restul reprezentanților cercului zodiacal vor simți acest tranzit în diverse zone care sunt cele mai problematice pentru ei. Trigonul vă va oferi o oportunitate de a arunca o privire nouă asupra unei situații dificile, de a o evalua dintr-o perspectivă completă diferită și, eventual, de a găsi o soluție foarte netrivială pentru dumneavoastră. Săptămâna se va încheia cu succes cu conjuncția Soarelui și Venus Duminică, acest tranzit va crește atractivitatea noastră pentru bărbați, femeile vor fi îndeosebi inclinate să acorde atenția aspectului lor, păr, haine, machiaj, bijuterii, cadourile primite duminică vor mulțumi mult timp, dar cumpărăturile sunt contraindicate, mai ales pentru săgetător, leu, berbec și balanță. Depășirea bugetului va fi semnificativă, iar achizițiile nu vor avea prea mult succes. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!